Primăria Sighișoara le pune bețe în roate locatarilor de pe strada Miron Neagu în demersurile lor de a rezolva problema lipsei apei potabile, a canalizării și a iluminatului public, care persistă deja de mai bine de 5 ani de zile. Cu toate că oamenii sunt dispuși să suporte costurile investițiilor care le-ar putea oferi un trai decent, autoritățile locale întârzie să mai acorde autorizațiile necesare derulării lucrărilor. Consilierii UIPS au depus un proiect încă din anul 2012, însă acesta, ca și toate celelalte propuse de aceștia, au întârziat să apară pe ordinea de zi. Din păcate, după atâția ani de zile, primăria municipiului Sighișoara nu a fost în stare să le ofere acestor oameni din zona Miron Neagu condițiile minime de a locui și de trai, cum ar fi canalizarea, iluminatul public, drumuri de acces, șanțuri, și cu atât mai mult apă potabilă, care în ziua de astăzi nu mai este un lux, ci este o necesitate. Cartierul Miron Neagu este o zonă nouă a Sighișoarei, aflată în plină ascensiune. Cu toate că aici se construiesc în ultima perioadă tot mai multe case, localnicii nu dispun nici măcar de condițiile minime unui trai decent, așa cum ar trebui să existe într-un municipiu cum este Sighișoara. Am făcut extinderi de rețea de electrică, am adus telefonia, internetul, totul pe banii noștri. Nu am apelat către primărie. Noi am apelat la primărie în momentul în care am vrut să facem extinderea de rețeaua de apă potabilă, tot pe cheltuiala noastră. Am făcut un proiect cu care au căzut de acord și domnul primar, și domnul Fabian, și domnul Deaconiță de la Aguaser, dar care în momentul când proiectul a fost terminat și trebuia să înceapă lucrările, deci vorbesc pe cheltuiala vecinilor, în momentul ăla ni s-a spus nu. Aguaser nu mai vrut să ne efectueze lucrarea. Eu am înțeles din atitudinea domnului Deaconiță că a venit aici la noi cu o lecție învățată, ne-a lăsat proiectul și ne-a spus clar în față că nu poate să ne facă lucrarea. Deci, cei de la Aquaserv au promis că în decursul acestui an se vor primi bani europeni pentru realizarea unor proiecte de extindere a apei potabile și canalizare, însă oamenii trăiesc încă fără apă, fiecare descurcându-se cum poate. Fonduri care s-au și primit în luna iulie, în 17 iulie, Aquaserv a semnat un contract cu Fondul de Coeziune Europeană, unde s-au alocat fonduri pentru extinderea rețelelor și modernizarea rețelelor de apă în Sighișoara. Eu nu știu dacă până ziua de astăzi vreun proiect e viabil, e început, nouă nu ne-a spus nimeni nimic. Cetățenii sunt revoltați de faptul că proiectul de hotărâre a ajuns pe ordinea de zi abia după 2 ani de zile, iar după lungă așteptare, acum consilierii s-au decis să se abțină de la vot, oamenii fiind din nou puși în situația de a fi amânați. A apărut pe agenda de lucru exact în 28 august, miercurea trecută, la ședința de consiliu unde am participat și eu, unde am văzut cum se votează, unde am văzut consilieri care în momentul când se ajunge la votarea proiectelor se ridică și ies afară. Locuitorii de pe strada Miron Neagu sunt hotărâți să nu mai treacă o iarnă până când se poate avea apă potabilă, mai ales că sunt dispuși să plătească aceste cheltuieli. De tot ce au nevoie de la primărie este acordul oferit celor de la Aquaserv, care nu mai apare.